cadrul discuției lucrării de coordinare a Consiliului Local de data de astăzi. Cred că cunoașteți să programăm ordine de zi și suplimentările propuse. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu supun la vot ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? De abține? Mulțumesc! Înainte de a intra în ordine de zi, dacă sunt observații la procesul verbal ședință extraordinară din 10 martie. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Vă mulțumesc! Împotrivă? Se abține? Mulțumesc! Intrăm în ordinea de zi. Domnul secretar, aveți cuvântul pentru reprezentarea aprobării. Nu, fiind vorba de un raport al primarului, potrivit potrivit administrativ, da. Că primul grămescu al anului, primarul municipiului trebuie să prezinte starea economică, socială și venit la municipiul Ionești pe anul trecut. N-am să dai citire, este destul de frumos, a fost comunicat pe mine tuturor. Am să fac doar precizarea că acest raport ține 5 capitole, starea economică, starea socială, infrastructura municipiului Ionești, ordinea publică, starea mediului, precum și obiectivele primării municipiului Ionești și se va realiza în anul 2023. Dacă aveți întrebări sau alte întrebări, o să mă răspundeți. Dacă nu trebuie. Da, mă rog, domnule. M-am uitat pe raport. Despre tine. Am văzut acolo, în schimb, că populația municipiului Ionești sub 50.000. Așa este. Așa este. Și ne-am dus sub 50.000. Mă rog, implicațiile de aici. Ok, mulțumesc. Deocamdată, datele oficiale... Ultimul recensământ, în 2011, eram 39.000. Date neoficiale la acest moment sunt 34.000. Nu știu că nu s-a finalizat. Oricum, aș vrea să fac o precizare. La momentul acesta, populația în toate localitățile din România au trei modalități de a fi, eu știu, quantificate. Pe de o parte, trece însemântul, pe de altă parte, statistica, iar pe de altă parte, evidența persoanei. Din punctul meu de vedere, cea corectă este cea evidență persoanei, pentru că acolo există numărul de CNP și este adevărat că oamenii mai migrează, dar rămân cu domiciliul stabil în localitatea respectivă. Da, mulțumesc. Punctul 2 pe ordine. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Ionești pe anul 2023. În bugetul inițial a fost aprobată suma pentru finanțarea proiectelor suportate din bugetul local în cadrul proiectelor finanțate din fonduri PNRR, sume care au fost încadrate pe anumite articole de cheltuială. Având în vedere clarificările legislative primite în tendere, este necesar ca aceste sume să fie transferate de alte articole bugetare cu precizarea că valoarea bugetului rămâne schimbată. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva împotrivă? Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiecte, vă vedea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la Sfântul Domeniu Public și Privat Stănește Stat la anul 2023. Societarea Comercială de Domeniu Public și Privat în Sat, prezentată prin hotărârea Consiliului de Stat numărul 42 în 2010 și își desfășoară activitatea pe mâine de prestări servicii de sanitate, administrare civilului, servicii de întreținere zone verzi, servicii de calisaj, servicii de reparații de ținere străzi, municipiul Ionești, iluminat public și altele. Pentru desfășurarea acestor activități este necesară aprobarea unui buget de venituri și cheltuieli. Municipiul Ionești are ca obiectiv alocarea sumelor necesare pentru desfășurarea în condiții de normalitate a activităților acestei societăți, ținând cont de posibilitățile financiare de prevederile legale drept, motiv pentru care vă propunem să aprobați bugetul de venituri și cheltuieli în forma prezentată. Mulțumesc.
raportul de specialitate la proiectul de legere a fost prezentat. Discuții pe marginea proiectului. Comisia 1. A disfavorabil. Mulțumesc. Comisia 4. Favorabil cu majoritate. Mulțumesc. Discuții pe marginea. Dacă mi-am încălzat o precizare, la primele puncte a fost omise în dispoziția inițială de asigurare de serviciu, iar în dispoziția de completare au fost inesentrate văzunea care sunt față o formă fără avize. Dar fără avize nu pot corect, se poate discuta. Corect, am încercat și comisie. Vă rog, domnul. Da, în ședința anterioră, spuneam în final legat de aceste cheltuieli la fel de fapt de mandat și altor organe de conducere legat de DPE. Nu avem nicio problemă să aceste cheltuieli să nu fie pe viitor. Dar văd în proiectul care v-ați pus dumneavoastră pe ăla, eu zic că aceste cheltuieli nu se mențin la nivelul anului trecut, ci cresc la nivelul acestui an. Cheltuielile estimate, dumneavoastră, hotărâți în ACA pentru... Ei nu trebuie să se cheltuie. Sunt niște cheltuieli estimate și... Dar care întrebarea mea de cele mai bune, dacă nu trebuie să se cheltuie. Și la... A fost pus pe transparență decizională 30 de zile. Discuția pe care ați avut-o dumneavoastră a fost după ce acest buget a fost pus pe transparență. Iar faptul că s-a alocat o sumă acolo, asta nu înseamnă absolut nimic, pentru că ele, cu avizul Consiliului de Administrație, pot fi mutate în capitole. Dar cât s-a încasat anul trecut, în 2022, aceste, care au fost sumele încasate? La o discuție anterioară, spuneați că nu se încasează la nivelul expus în buget. Cât s-a încasat anul trecut? Vă referiți la... În suma de 457.000, cât s-a încasat? Pe în acest an e propus mai mult, 485. Da. De mii. Cât s-a încasat? Deci au fost achitate conjuncțiile. În bugetul de anul ăsta, din câte am înțeles, am să dau eu o răspundere, din câte am înțeles, intră și componenta variabilă pe anul trecut. Așa e, domnul director? Sau, așa este. Așa este. Anul trecut, având profit mare, lucrând cu terții și având mare profit societatea DPP, și componenta variabilă va fi mai mare și intră în acest buget. Ce discuție am avut anterior acestei ședințe? Componenta variabilă am propus și, bine, cu propunerea venit din partea unui consilier local, să se diminueze în următoarea ședință. Dar bine, asta ultimul cuvânt l-aveți dumneavoastră ca și consilier local, componenta variabilă să diminueze de la 2 sau 5, nu știu cât este acum, la 0,1, să fie simbolică componenta respectivă. Dar asta o veți avea dumneavoastră, NAGA, ultimul cuvânt, pentru a modifica componenta variabilă. De asemenea, tot în adunarea AGA, în care dumneavoastră sunteți membri, s-a agreat și diminuarea indemnizațiilor pentru neexecutivi. Dar asta, după cum am spus, urmează să o hotărâți în AGA. Dacă s-au alocat anumite fonduri, nu înseamnă că se și cheltuie. Și bugetul primăriei, salariile sunt mult mai mari, fondul de salarii mai mare decât se cheltuie. Spre finalul anului se mută între capitole. Este luat o marjă de siguranță. Dar v-am spus, anul ăsta față de anul trecut, în banii ăștia, estimați, intră și componenta variabilă care trebuie achitată, conform contractului de mandat. Iar atunci, având un profit lucrând cu terți și făcând un profit semnificativ față de alți ani, și componenta crește. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt observații? Dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Aș vrea să fac o completare, îmi cer scuze. Vreau să vă anunț că la ședința noastră participă din partea USR cu doamna consilier Popescu, consilier județean. Bine ați venit. Mulțumesc.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Ionești la data de 31.12.2022. Programatorii principali de proiecte întâlnesc și prezintă spre aprobarea proiectelor de operativ pentru la data de 31 mai anului următor, fondurile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la articolul 1 din legea 273/2006 în următoarea structură. La primul prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive și încasări realizate, iar la cheltuieli, prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive și plăți efectuate. Caracteristica de bază a contului de execuție este aceea care urmărește realizările, dimensiunea efectivă a activității economice, sociale, consumatoare de resurse și producătoare de rezultate. Față de cele menționate, vă rugăm să analizați sau aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Am eu, dacă vă rog. Domnul. O întrebare către departamentul. Ce puteți să-mi ziceți dacă să-mi ziceți, vă rog, dacă ați crescut veniturile profit, cu cât și doi, ce măsuri ați luat pentru diminuare, că eliminarea n-a avut creanțe vă veniturile au crescut în 2022 față de 2021. Creșterea se datorează în mare parte unor acțiuni de genul de emiterea deciziilor pentru obligațiile fiscale, precum și intensificarea unor măsuri de executare silită pentru contribuabili care au debite, cum ar fi emiterea somațiilor, a titlurilor executorii și orice alte forme legale de recuperare a creanțelor. Ca și procent, n-aș ști să spun în momentul ăsta pe de rost. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt observații, dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva? Proiectul a trecut. Vă rog, domnul secretar, vă rog, 5. Proiectul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 1 anul 2023 a solicitanților eligibile în vederea emiterii atestatelor de administrator în programul din municipiul Ionești. Statutul Comitetului Administrativ și Măsurilor și Comitetului Federal, Consiliul Local al Inițiativei și a Comitetului Federal de Interes Local. Pentru aplicarea unui tratament transparent și discriminatoriu, solicitanților, Consiliul Local a adresat regulamentul de conținere a statului de administrat de Comitetul și de reflectare eficient, că s-a reficie autorizată sau persoane juridice de înțeamnă. Până la data de 1 aprilie 2023, a fost depusă o singură solicitare eligibilă, în cele obținerea de statului de administrat de Comitetul de Comitetul. Față de cele menționate mai sus, propunem scanalizare și aprobare proiectul de hotărâre până la inițiativă. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării adiționale numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare numărul 1087/2018 încheiat pe 10 construcție SA. Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, ori asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în scopul salubrizării localităților. Prin hotărârea de Consiliu, Autoritatea Deliberativă a aprobat participarea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Adis Bacău în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura de dezvoltare a proiectului serviciului salubrizare. Prin adresa înaintată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Adis Bacău supune spre aprobare, spre aprobare și aprobare într-un tradițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, încheiat de aviz și operatorul de salubrizare de sud, privind modificarea tarifelor abonamentului contractului masiv menționat. Având în vedere fundamentarea acestor tarife, respectă metodologiile legate în domeniul, urmează să analizați și să decideți. O singură precizare, potrivit actului constitutiv și a statutului asociației, această atribuție de aprobare a planului tarifar intră în sarcina Adunării Generale a Acționarilor. În acest motiv, Consiliul Local sau Consiliul Autorităților Normative, deci trebuie să dea o formalitate de a discuta și a
aproba prin intermediul de votul dumneavoastră, cel care va hotărâ final va fi, sau cea care va fi, va fi adunarea generală, adunarea generală a asociației. Așa că fiecare dintre noi se votează așa cum trebuie de credință. Da, mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Avize nefavorabil. Avizea numărul 4. Nefavorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Eu, dacă vă rog, domnul. Domnul secretar, e corect ce a zis dumneavoastră, dar asociația ADIS nu sunt OAT-urile care fac parte de acolo. Da. Și noi avem un putere vecit acolo. Da, există un reprezentant deci, din partea pasului la fel care votează. Reprezentantul din ADIS al Consiliului Local Iurești va avea același vot pe care îl avem astăzi în Consiliul Local. Poate în alta, cu siguranță. Deci nu e o formalitate. Da, este, mă rog, este o puternicire indirectă. Ideea este că dacă se respinge Consiliul Local, ultimul cuvânt îl au acționat. Eu, eu vă garantez că reprezentantul municipiului Onești va avea votul conform Consiliului Local. Va merge cu votul dat de Consiliul Local. Da, mulțumesc. Altcineva, vă rog, doamne. Eu aș fi plăcut ca să avem o poziție cât se poate de echilibrat. Deci să ne ducem în așa fel încât acolo unde avem creșteri substanțiale, să rămânem pe valorile actului adițional numărul 2, cel votat în anul 2020. Adică să modificăm criteriul 4, 2, 4, 5 și 6 și să le lăsăm la valorile din 2020. Ăsta ar fi fost amendamentul. Exact cu votul ăsta, cu mandatul ăsta va merge reprezentantul în ADIS. Noi acum, când votăm, că suntem pentru sau împotrivă, oricum votul final se dă adunarea. Dar ar fi foarte important să menționăm faptul că noi dorim păstrarea valorilor din 2020. Odată ce se respinge proiectul, și eu vă spun că majoritatea consilierilor care am comunicat în acest moment sunt împotriva majorării tarifelor, se dă un vot în Consiliul Local, iar reprezentantul va merge cu mandat din partea Consiliului Local. Neaprobarea înseamnă păstrarea tarifelor. Ascultați-mă, eu am spus că ar fi fost în regulă să mergem pe un amendament, pentru că avem la criteriile 1 și 3 o scădere a valorilor. Ceea ce înseamnă că acolo ar trebui să fim de acord, adică pe criteriile 1 și 3 avem valorile următoare. La criteriul 1 este, vorbim de preluarea deșeurilor în vederea depozitării. Aveam 150 de lei pe lună, pe tonă, și acum avem 97,01. Iar la criteriul numărul 3, preluarea deșeurilor în vederea transferului, aveam 117. Avem 117 acum și aveam 208,46 în 2020. Adică acum avem valori mai mici decât în 2020. De asta cred că ar fi fost indicat să amendăm acest proiect doar acolo unde valorile au crescut substanțial. Adică unde au crescut, nu fără substanțial, unde au crescut să avem poziția asta împotrivă. Asta e părerea mea. Urmează să apreciați. Dar dumneavoastră vă mențineți ceea ce ați spus acum, da, ca și ca amendament. Exact. Adică eu apreciez. Deci formulați un amendament. Da. Supun la discuție amendamentul doamnei consiliere. Dacă sunt observații sau discuții. Să înțeleg. Propuneți să fim de acord cu pozițiile 1 și 3 și să le respingem pe restul? Exact. La pozițiile 1 și 3. Dacă calculăm reducerea de la 1 și 3 și luăm în calcul creșterea de la 4, preluarea deșeurilor în vederea sortării 902 lei, N-am înțeles că nu trebuie să facem o aici, nu trebuie să facem un lăsăt. Nu, doamna consilier spune să le acceptăm doar pe cele care scap, iar cele care cresc să rămână neschimbate. Adică, eu așa o văd. Nu știu cum apreciat, dar eu la momentul ăsta mi se pare o simplă formalitate. Cum vrei să așa faci? Să iei zone președinte. Nu știu, dar stați un pic. Să înțeleg ceva. Nu le avem separate.
referim la pachet, da? Votăm sau respingem întreg pachetul 1-6. Da. Înțeles corect? Da, dacă un amendament, dacă doriți să faceți un amendament, reformulați amendamentul și noi îl supunem la vot. Deci amendamentul urmează să aibă în vedere menținerea tarifelor din HCL, vă spun imediat, 52/2020, la criteriile 2, 4, 5 și 6. Deci ăsta este, de fapt, amendamentul pe care îl facem. Aprobăm, începând cu data intrării în vigoare a actului adițional numărul 2, numai tarifele prevăzute la punctele 1 și 3 din actualul proiect. Cele de la 2, 4 și 5 să rămână ca în 2020, și nu? Și 6 să rămână la valoare din 2020. Da. Mulțumesc. Votăm acest amendament al dumneavoastră. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, amendamentul a fost acceptat. Mai sunt observații? Nu? Mulțumesc. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Cu forma? Amendat. Cine este pentru? Da, forma amendată. Da, forma amendată? Da, forma amendată. Mulțumesc. Am votat doar cele două scăderi ale tarifelor. Împotrivă? Se abține cineva? Nu mai puțin că nu s-a reușit să nu merg. Nu a reușit să nu merg. Cine este pentru? Pentru. Pentru proiectul de hotărâre cu amendament. Amendament. Mai mult. Deci dacă ne grăbim, eventual. După luna a 6-a, dacă îmi permiteți, dacă tot se presupune că o să avem sistem de vot, nu o să avem și un soft care să facă procesul. Absolut. Da, este un pachet. Sunt mai multe firme, să vedem cineva reușește să ne satisfacă. Da, mulțumesc. Proiectul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului unitate acțiune de combatere a victimelor de boli a insectelor transmisătoare de disconfort în 2023. Pericolele de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt necesare de stocurile de medic sau prevenirea apariției unor focale de infecție, a unor epidemii, boli infecțioase, a văzătoarelor, care sunt vectore în multor boli, cât și pentru combaterea unor insecte transmisătoare de disconfort, sânțari, muște, căpușe, gărgeați, etc., precum și împotriva unor dăunători ai plantelor. Având în vedere că a fost întâlnit cu amenitatea de acțiune în 2023, vă supuneți spre aprobare proiectul de hotărâre formal prezentat. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 8. Cu mențiunea că la proiectul numărul 8 votarea va fi în buletin de vot. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei pentru Evaluare și Selecționarea Programelor și Proiectelor în vederea acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Ornești, alocate pentru activități non-profit de interes local. În prezentul proiect de hotărâre se propune de actualizarea Comisiei pentru Evaluare și Selecționarea Programelor și Proiectelor în vederea acordării finanțărilor din fondurile bugetului local al municipiului Ornești, alocate pentru activități non-profit de interes local. Deoarece persoana responsabilă pentru relația comunei specialitativă a fost desemnată cu caracter temporar în instituția finanță. Urmare acelor prezentate și pentru activitatea precum acordarea finanțării nerambursabile din fondul bugetului local pentru activități non-profit de interes local să nu fie acordate, este necesară să aprobăm de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Numărul 3. Favorabil. Numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Nu, 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 doar așa, nici măcar m-am uitat la asta. Ce-ai zis? Știți ceva? Nu pot să-mi fac sport.
Da, rezultatul votului, votul valabil exprimat 18, dintre care pentru 18, împotrivă și abține votul nule. Mulțumesc. Proiectul a trecut, proiectul numărul 9. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 100, în 2023, privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțelor reimbursabile din fondurile bugetului local al municipiului Ionești, alocate pentru activități non-profit și de interes local. Republicată prin hotărârea Consiliului Local numărul 87 din 13 iulie 2021, cu modificări și completările ulterioare. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 61 pe 2023 a fost aprobat programul anual pentru acordarea de finanțări reimbursabile de la bugetul local al municipiului Ionești pentru activități non-profit de interes general a proiectului anului 2023. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea și completarea regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondul de bugetului local al municipiului Ionești, în sensul stabilirii persoanei care va asigura secretariatul Comisiei pentru evaluarea și selecționarea programelor și proiectelor, precum și a documentelor necesare acordării avansului respectiv a primei tranșe. Față de cele menționate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizele vă rog. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 3. Favorabil. Și numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 10, domnul secretar. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de mobilitate urbană în municipiul Ionești pentru programul 2023-2030. Planul de mobilitate urbană este un instrument de planificare strategică teritorială care corelează dezvoltarea spațială a localităților din suburbii, zone metropolitane, mobilitatea și transportul persoanelor, bunurilor și a mărfurilor care au ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității localităților și a rețelei dintre acestea, diversificarea și reutilizarea sustenabilă a mijloacelor de transport din punct de vedere social, economic, de mediu, precum și bună integrare a diferitelor moduri de mobilitate și transport. Alături de faptul că actualul plan de mobilitate urbană durabilă la nivelul municipiului Ionești vizează perioada 2017-2021, se impune actualizarea acesteia. Astfel cele menționate în sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Numărul 3. Favorabil. Numărul 4. Mulțumesc! Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Proiectul a trecut. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 343 pe 2022 privind însușirea inventarului bunurilor pe imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Ionești. Comisia Specială pentru Întocmirea și Actualizarea Inventarului Bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului Ionești a fost fi conform procedurilor legale în domeniu. Comisia Specială, astfel constituită, a identificat și a inventariat bunurile care au fost declarate ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Ionești, dar care au fost comise la întocmirea inventarului aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 343 pe 2022 privind inventarul bunurilor mobile care aparțin domeniului privat. Totodată, ca urmare a aprobării de rapoarte de evaluare pentru unele terenuri, propunem actualizarea valorilor de inventar. Față de condițiile reprezentate, a fost înțeles proiectul de hotărâre care se supune și de dezbatere și aprobare. Mulțumesc! Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc! Menționez că există un amendament. Da, prin amendament se propune completarea anexei la proiectul de hotărâre cu poziția 487, denumirea bunului teren în Cadilan, suprafața 6 metri de pat, situație în Bulevardul Mărășești, numărul 14, situație juridică aparținând domeniului public al municipiului Ionești, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 243 pe 2023. Mulțumesc! Discuții pe marginea amendamentului? Mulțumesc!
imaginea. A, votăm amendamentul. Cine este pentru amendament? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Discuții pe marginea proiectului. Nu? Atunci votăm proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Împotrivă? Proiectul numărul 12, domnul secretar. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune a unor terenuri proprietatea municipiului Onești. Prin hotărârea Consiliului anterior, a fost atribuită suprema concesiunii suprafețe de teren menționate în prezentul proiect de hotărâre. Ținând cont de solicitările înregistrate la primăria municipiului Onești, se propune transmiterea dreptului de concesiune prin formularul de identificare menționate. Având în vedere cele menționate, spunem că analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizie, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Da, domnul Cicoiște, vă rog. Aș vrea să verificăm de pic la anexă, la poziția 1, dacă nu cumva este o luare materială, dar deci nu e aici anume contractul de vânzare cumpărare din 2003 și contractul de concesiune din 2020. Ar trebui să fie invers sau să fie 2023 la dobândire. Da, verificați ulterior și... Nu știu să vă răspund așa. Păi nu, dar ce ar putea fi greșit? Pentru că contractul de concesiune este de 2020, da. Inițial, actualmente este contract de vânzare cu cumpărare 2003, da, s-ar putea să fie 2020. De asta a zis, s-ar putea să fie 2023, adică sigur e 2023, că altfel s-ar putea să face, dar de asta. S-ar să verificăm dacă vreau să facem. Nu, pot să răspund? Da. Contractul de vânzare-cumpărare pe Busuioc-Camelia este din 2003. Când a expirat contractul de concesiune anterior la licitație, a venit mama dumneaei, s-a făcut contract pe mama dumneaei și solicită proprietarul, nu-i corect, data contractului. În 2020 a schimbat titularul. Nu a participat. Ok, da, mulțumesc. Mai sunt observații? Dacă nu se spun la tot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiectul a trecut, proiectul următor, proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 10 din 30.03.2000 privind aprobarea concesionării și închirierii unor suprafețe de teren modificările și completările ulterioare. În vederea realizării atribuțiilor hotărâte de codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului Onești hotărăște cedarea în administrare, concesionarea sau închirierea ce aparțin bunurilor, ce aparțin domeniului sau privat de interes local. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 10/2000 a fost aprobată concesionarea unei suprafețe de teren în Municipiul Onești, Bulevardul Republicii 49. Prin actualizarea măsurătorilor, prin fine diminuarea suprafeței de teren, proiectului de hotărâre. Ca urmare a celor expuse de atunci, conform prevederilor legale în domeniu, propun aprobarea proiectului în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc ambelor comisii. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă noi am discutat în speța la comisie, proiectul acesta a mai fost odată, cred că domnul Jutaru ar putea explica cel mai bine și cred că ar fi ok să-l explicați și celorlalți consilieri, dacă considerați necesar. Noi am retras proiectul odată pentru că existau niște deconcordanțe în suprafața reală, dar proprietarul a fost de acord să facă cerere pentru ocuparea domeniului public, pentru suprafața pe care o ocupă, practic. Nu se diminuează în fapt pentru proprietar suprafață, aceeași suprafață, dar în contractul de concesiune se diminuează, iar diferența este luată prin contract de ocupare a domeniului public. Terasa, am să-i explic eu un pic mai bine, terasa din fața spațiului nu poate fi concesionată pentru că e domeniul public, poate fi doar închiriată. Iar pentru suprafața terasei a făcut solicitare de ocupare loc public.
Mulțumesc. Mai sunt observații? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 4, domnul secretar. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 6 pe 2021 privind aprobarea concesionării și închirierii unor suprafețe de teren, modificările și completările ulterioare. În vederea realizării funcțiilor conform de codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului hotărăște darea de administrare, concesionare sau închiriere, ce aparțin domeniului public sau privat de interes local. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 6 pe 2001 a fost aprobată concesionarea unor suprafețe de teren. La cașii numărul 2. Prin actualizarea măsurășorului cadastrale se impune diminuarea suprafeței de teren concesionate. Ca urmare a celor expuse, conform prevederilor legale în domeniu, propunem pe aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiecte de hotărâre a fost prezentat. Avize comisia numărul 1. Disfavorabil. Comisia numărul 4. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Nu sunt discuții. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea 10 domeniul public și privat din administrarea Consiliului Local, organizații fixe, nefuncționale, casarea și valorificarea acestora. 10 domeniul public și privat de stat solicită predarea unor mijloace fixe ce se află în administrare lor conform protocolului de predare primire. Mijloace fixe ce se doresc a fi predate în administrarea Consiliului Local nu mai corespund din punct de vedere tehnic, având un grad mare de uzură, iar reparația lor ar presupune costuri prea mari. În vederea demarării procedurii de valorificare acestor mijloace fixe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se propune preluarea acestora în administrarea Consiliului Local, casarea și valorificarea acestora. Față de cele prezentate, supuneți că anunță și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Și aici favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin procedura de licitație publică prin strigarea de mijloc fix nefuncțional cazat avut. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune vânzarea prin procedura licitației publice prin strigare a unui mijloc fix nefuncțional cazat avut ce aparține domeniului privat al municipiului Ionești. Stabilirea prețului de vânzare a fost întocmit raportul de evaluare, întocmit de către un evaluator autorizat ANEVAL. Comisia de licitație va fi numită prin dispoziția primarului municipiului Ionești. Procedura și condițiile de participare, documentele necesare pentru clarificare, ci trebuie să fie depuse de către ofertanți, cât și clauzele contractuale sunt prevăzute în documentația de atribuire anexă la proiectul de hotărâre supus spre dezbatere. Suma rezultată din valorificarea acestui fond se face venit la bugetul local. Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuție pe marginea proiectului. Nu supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra gestionării, asupra situației gestionării numărul din patrimoniul municipiului Ionești și a proiectelor de sub autoritatea municipiului Ionești pe 2022. Având în vedere prevederile legale, unitățile patrimoniale au obligația de efectua anual detalierea generală a elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalelor proprii deținute la începutul activității, cel puțin la bază de subiecte financiare. Pentru aceste modite, supunem pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Da, domnul consilier. O întrebare. Văd aici un credit de la un credit parcă numărul 684. Bănuiesc că este creditul aferent în centralelor de la trebuie. Sau mai e și altă componentă? Nu, acela este, dar pentru centrală. Deci este singurul credit. Mulțumesc. Mai sunt informații? Mai sunt care... Da. Deci chemăm noi să... Stăm
bine că am mai citat mult în avans. Am în vedere la finalul anului, sper cel puțin 2 milioane, dacă nu toți se achităm. Eu cred că îmi doresc ca la sfârșitul acestui an să scăpăm diferite, dacă nu, cu siguranță, în prima parte a anului viitor vom ajunge pe zero. La terminarea mandatului vom fi o primărie fără cumpărătorie. Nouă primar sau acolo primar va preva fără cumpărătorie. Am mai avut noi de-ați cumpărătorie. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea unorități de învățământ în administrarea Consiliului Local al Universității Fițe, trecerea acestora din domeniul public de domeniul privat al municipiului și vederea scoaterii din funcțiune ca servicii și calificării. Având în vedere adresele înaintate de Școala Gimnazială Sfântul Ștefan cel Mare și de Colegiul Național Victorie Moisil, privind propunerea de casarea unor mijloace fixe, bunuri aflate a sediului celor două instituții de învățământ menționate, precum și procesul verbal de constatare al Comisiei de Casare a bunurilor din patrimoniul municipiului, supune spre aprobare mulțumesc, raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă, se abține. Cineva? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 19. Analiza raportului de follow-up numărul CCVC pe 2023, în urma acțiunii de control cu tema verificarea modului de ducere la definirea măsurilor discuse pe decizia numărul 11 pe 2020 de către Camera de Conturi al Testului Bacău, efectuată în perioada 16-24-23 la Comunitatea Administrativă Teritorială a Municipiului Ionești. Aici este doar cu titlul de prezentare, au fost penalitate pe mail, dacă aveți observații, propuneri sau alte asemenea, propuneri propune și observații, se pot face și ulterior, nu? Sigur că mai ce faci. De partea Consiliului Local. Dacă sunt propuneri pentru recuperarea sumelor sau pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi. Numai ca urmare a prezentării Consiliului Local, eu sunt obligat să înaintez Curții de Conturi, că a fost supus dezbaterii și analizii dumneavoastră. Și că suntem de acord. Mulțumim, domnul secretar. Punctul 20, de interes local, îl mutăm la final. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Asociația Health Animals Ănești, împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 63/2023, pentru modificarea articolului 41 din hotărârea Consiliului Local numărul 35/2019, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de gestionare a turmelor fără scăpând din municipiul Ănești, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere faptul că întreprinderea publică SECE domeniul public și privat Ănești S.A. care ca autoritate plenară Consiliul Local al Municipiului Ionești, respectiv adunarea generală a societății, constituită din totalitatea membrilor Consiliului Local, iar prin adresa instituției prefectului Ghețu Pașa s-a evidențiat necesitatea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de gestionare a primelor fără stăpâni, în măsura în care aceasta nu cuprinde toate prevederile privind aprobarea programului de gestionare a primelor fără stăpâni. Apreciem că proiectul de hotărâre pentru soluționarea plângerii prealabile formulat de Asociația Health Animals Românești, împotriva hotărârii Consiliului Local, îndeplinește condițiile pentru a fi supus de dezbatere și aprobare Consiliului Local în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz, Comisia numărul 4. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Vă rog. Să mulțumesc Asociației Health Animals pentru că a promovat această plângere prealabilă. Această plângere prealabilă nu are sensul la momentul ăsta. Săptămâna asta am avut discuții destul de avansate cu Red Dogs, o asociație din Germania. Urmează să semnăm un protocol între
eu ca reprezentant a primăriei DPP și asociația respectivă care se angajează să ne ajute cu adopțiile de câini astfel încât să nu se atingă numărul maxim de animale. Până la momentul ăsta n-a fost eutanasiat niciun câine, nici nu intenționăm să ajungem, mai ales că am găsit soluția cu sprijinul acestor oameni cu suflet mare, care au sterilizat aproape 500 de patrupede în perioada anterioară, 16-19 martie. Am convenit de comun acord să încheiem acest protocol, să ne susțină, să angajează, să ne ajute cu adopțiile. Mai mult, în perioada următoare, vom propune, voi veni în fața dumneavoastră pentru o asociere, pentru înființarea unui nou adăpost pe care noi vom pune la dispoziție un teren în acest parteneriat. Ei se vor ocupa de tot ce înseamnă construire și întreținerea adăpostului, astfel încât să nu ajungem la o eutanasiere. Păi și atunci să nu fim de acord cu plângerea. Nu și are rost. Adică eu nu înțeleg de ce am făcut HCD-ul acesta. Deci pentru că dacă vom ajunge, suntem nevoiți să-l și eutanasiem, dar noi am găsit soluții față de dumneavoastră care doar aplaudați de pe margine și vă dați ochii peste cap. Noi am căutat și am găsit soluții să nu se ajungă la eutanasiere. Putea să veniți cu o propunere cu un ONG care se implice cu doi câini adoptați. V-aș ruga să fiți decent în exprimare. Sunt foarte decent și mi-asum cum vorbesc. Da. Vorbesc în fața oneștenilor și mi-asum orice cuvânt îl rostesc. Da, eu nu o să... Foarte decent. Da. Mulțumesc. Până să criticați și să stați pe margine, nu mai să criticați, puteți să găsești soluții. Noi, spre deosebire de dumneavoastră, am găsit soluții. Da, împreună cu... Sunteți plătiți să faceți treaba. Și dumneavoastră sunteți plătiți și doar aplaudați. Uitați-vă, mulțumesc. Da, mulțumesc, v-aș ruga. Nu mă puțin. Imediat vă dau cuvânt. Deci aș dori ca lorul la cuvânt să fie cu acceptul președintelui de ședință. Așa este civilizat și așa este normal. Vă rog, domnul Carlo. Și că am mai fost discuția asta așa cu un an, am venit la o asociație pe această temă, nu știu ce s-a finalizat ca și discuții cu ei, tot așa, ca să ia lucrurile sau să sprijine activitatea de europeului. Faptul că noi, de un punct de vedere, nu este neapărat un atac la adresa dumneavoastră, ci un punct de vedere. Un punct de vedere, o idee, dar faptul că noi nu avem dreptul să spunem ceva aici, nu cred că este... Dar aveți dreptul să spuneți. Eu am spus doar că ar fi ideal să și faceți ceva, nu doar să spuneți. Să facem ca ce anume să facem. Să vă implicați în... Desemnează contracte adresate, desemnează colaborările adresate, desemnează achizițiile adresate, desemnează noi. Noi poate veni cu propune, noi deciferăm ceea ce voi ne spateți dumneavoastră în ședințe și cred că facem ceea ce trebuie să facem. Probabil ar trebui să facem mai mult, corect. Dar ceea ce facem noi, să facem ok. Da. Referitor la plângerea prealabilă, este un proiect de hotărâre care a fost aprobat în Consiliul Local, a fost asumat. Instanța va spune, ăsta e un pas spremergător, asociația știe că trebuie să urmeze niște pași, cu sau fără, ei vor merge în instanță și un judecător va spune dacă hotărârea e corectă sau nu. Dar atât timp cât hotărârea a trecut, este corectă. Nu văd de ce să le aprobăm acum, după ce să le aprobăm anularea acestei hotărâri, odată ce a fost aprobată în Consiliul Local. Și a fost o măsură bună din punctul meu de vedere, că odată ce am luat această decizie, au fost și-au îndreptat ochii cei care pot să ne ajute în adopții și se văd rezultatele. N-am fost nevoiți să adoptăm, a fost record de adopții după ce s-a dat această hotărâre. Trebuia să luăm și mi-asum acest lucru. Trebuia să luăm și măsura eutanasierii dacă se impunea. Pentru că nu vrem să vedem oameni morți, nu vrem să vedem copii mâncați de câini. Dacă găsim soluții, facem tot ce e omenește posibil să nu se ajungă la eutanasiere, am și găsit soluții să nu se ajungă la eutanasiere, dar punem în balanță. Ce punem? Viața unui om sau viața unui câine? Dacă se ajunge la situația de a eutanasia, pun eutanasia. Eu sper să nu se ajungă și îmi doresc să nu se ajungă. Dar dacă se impune, asta este, Dumnezeu să-mi ierte, ce punem în balanță.
Mai important e un copil sau un câine? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stenar. Domnul președinte, vă rog, să-mi permiteți. Vă rog. Nu am ridicat decât o singură problemă. A logicii. Adică dumneavoastră spuneți că am făcut proiectul cu eutanasierea, dar n-a fost nevoie de el. Păi și atunci unde mai e oportunitatea acestuia? În momentul în care nu se reușește, vă rog. Proiectul este valabil în momentul în care nu se mai ajung, nu se mai dovedește cu adopțiile și câinii sunt în număr extraordinar de mare și pun viața în pericol a oamenilor. Iar noi nu putem să-i băgăm în adăpost, că ne închide adăpostul. Dacă depășim cele 6 de locuri cu un loc, ni se închide adăpostul și nu mai putem lua nici măcar un câine de păstrare. Atunci făceam proiectul cu eutanasierea. Suntem deci la... încercam să facem cu adăpostul. Eram la 595 de capete în adăpost și cu câini mulți pe stradă. Noi nu mai puteam băga în adăpost la momentul în care s-a dat acea hotărâre, pentru că aveam foarte... adăpostul era la capacitate aproape maximă, pentru că noi eram cu câini pe stradă din cauza că nu aveam unde să-i băgăm. Orice câine peste 600 ne închide adăpostul, DSV-ul ne închide adăpostul. Și am dat hotărârea respectivă la momentul ăla, n-am fost inițiator, dar nu înseamnă că nu mi-asum acea hotărâre, pentru că nu avem unde să băgăm câinii, zecile de câini de pe stradă. În momentul în care am dat hotărârea, asociațiile, oamenii cu suflet s-au mobilizat și ne-au ajutat să facem adopții multe față de ce se întâmpla până atunci. Au conștientizat că există riscul chiar în momentul în care noi am dat hotărâre, au înțeles că vom ajunge la eutanasiere. Când au văzut că chiar am luat hotărârea asta, s-au mobilizat și ne-au ajutat cu adopțiile. Faptul că ne-au ajutat cu adopțiile și mulțumesc acestor oameni cu suflet mare din aceste trei doamne, patru doamne, domnișoare din Germania care au venit în adăpost și s-au implicat și au venit cu bani, cu medici, ne-au ajutat să nu ajungem la eutanasiere. Hotărârea stă în picioare atât timp cât vom avea susținerea și vor fi adopții, nu se va ajunge la eutanasiere. Când nu se va mai putea, că zilnic, cel puțin în ultima perioadă, după cazurile din cazul din capitală, au apărut foarte, foarte mulți câini aduși la Onești, lăsați cu mașini, cu diferite forme. Eram în situația în care ori lăsam o junglă, ori transformam orașul într-o junglă urbană și câinii făceau legea, ori ajungeam la eutanasiere. Dacă asta e soluția, eu mi-o asum. Mi-aș dori să nu se ajungă la asta. Facem tot posibilul, încă o dată, repet, să nu se ajungă la asta. Dar dacă va fi nevoie, asta este. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule primar. O precizare, domnule. Vă rog, domnule. Aș vrea să fac o precizare. Plângerea prealabilă nu se referă la oportunitatea hotărârii Consiliului Statului, ci la legalitate. Din punctul meu de vedere, nu am participat la acea ședință, chestiz, la punctul de vedere al colegilor care au semnat, hotărârea este legală, este text de lege care permite eutanasierea în anumite condiții. Hotărârea persoană care respectă prevederile legale stabilește doar o procedură de lucru, primează ulterior instituția prefectului sau eventual instanța de judecată se pronunțe dacă este legal sau nu. Mai mult, legea nu dacă serviciul era direct în subordinea primăriei, ca și serviciul în cadrul primăriei, nu mai era nevoie de acea hotărâre de Consiliu. Primarul îi emitea dispoziția, putem zicea pe o persoană din cadrul adăpostului să... A fost doar o formalitate în care Consiliul Local mi-a spus mie pe cine pot să-mi puternicesc. Doar formalitate. Legea există. Deci nu există acel OG-155 sau... Da. În care spune clar cum e procedura de eutanasiere. Nu s-a făcut nimic prin hotărâre, mai încă o dată spun. Doar mi-a spus mie pe cine trebuie să-mi puternicesc. Ce să zic, domnul primar, că a spus mulțumim, felicitări. Da. Mulțumesc frumos. Mai sunt observații? Dacă nu, supun la vot cine este pentru. Pentru respingere. Mulțumesc. Împotriva? 4, 5. Împotriva. Se abține cineva? Mulțumesc. 12, majoritatea. Proiectul numărul 23.
Da, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale, financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 în municipiul Onești. Planul anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență reprezintă documentul care cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul municipiului Onești, măsurile, acțiune și resursele pentru management a riscurilor respective. Acest plan anual se elaborează în scopul planificării măsurilor specifice pentru reducerea riscului asupra sănătății populației, calității parcurilor de mediu și integralității bunurilor materiale în caz de evenimente deosebite. Ținând seama de necesitatea întocmirii și aprobării acestui document, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc! Numărul 4. Favorabil. Mulțumesc! Discuție pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Împotriva? Se abține cineva? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz și servicii asupra suprafețe de teren aparținând municipiului Onești. Prin adresele înaintate, trebuie să cer doar delegat scris, se cerește acordarea drepturilor legale de uz și servicii asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Onești, contrar la durata de existență a construcțiilor energetice, în vederea realizării de construcții specifice în municipiul Onești. Creșterea drepturilor menționate anterior asupra proprietății statului sau unităților administrative teritoriale afectate de capacitățile energetice se va realiza cu titlu gratuit durata existenței acestora. Față de ce vă prezentăm, vă rog să analizați și aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Da, mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discurții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotriva, se abține cineva? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea întinderea administrare către Spitalul Municipal Sfântul Ioan la Onești a unor bunuri imobile, construcții, spațiul de construcții, și a unor echipamente medicale. În vederea desfășurării activității specifice, condiții optime a Spitalului Municipal Sfântul Ioan la Onești, propunem darea în administrarea două imobile construcții, respectiv cabinet de expertiză medicală și container pentru instalarea echipamentelor domeniale. Totodată, cu ocazia finalizării contractului de finanțare echipamentelor medicale, propunem darea în administrare spitalului municipal a trei echipamente medicale achiziționate și descrise în anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre, în vederea gestionării eficiente acestora, conform prevederilor legale menționate. Pentru aceste motive, o să punem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre format prezentat. Mulțumesc! Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, vă rog, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Mulțumesc. Discuție pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 25. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu direct pe proprietatea municipiului Onești pentru funcționarea unor asociații de proprietari. În vederea realizării atribuțiilor conferite de prevederile legale, Consiliul Local al municipiului Onești hotărăște darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor, ce aparțin domeniului public sau privat de interes local, ca urmare a celor expuse mai sus și ca urmare a solicitărilor depuse de președintele asociației de proprietari, propune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică, un spațiu bilet, spate în mod reduc pe roate și mă rog, etajul 1, pentru funcționarea unor asociații de proprietari. Față de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre. Acest raport de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 26, domnul secretar. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului împreună pentru fete absorbate gratuite fetelor vulnerabile din școli.
produsele pentru igiena menstruală gratuite se vor distribui prin plasarea de dispensere în toalete pentru fete din acestea de învățământ desemnate, iar atelierele de educare, educație pentru sănătate și adolescență se vor desfășura în sale de clasă, aerodică, lucrurilor, distribuite și materiale informative. Beneficiarii acestui proiect sunt elevele care contactează unitățile de învățământ desemnate și care vor beneficia de abonere și materiale informative, precum și de produsele de igienă menstruală. Ținând cont de experiența altor state, cea mai bună variantă de dispoziție a produselor care este reprezentată deplasarea dispenserelor în toalete din școli și licee publice. Ținând cont de cele prezentate, spuneți pe analiză și dezbatere Consiliului Local proiectul de hotărâre formă inițiată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Convențiune din partea mea, inițiatorul acestui proiect de hotărâre este cu domnul consilier Cimbureșu Gheorghe. Vă rog, domnul consilier. Dacă vedeți, domnul președinte, aș vrea să vă rog să lăsați pe colega Ștefana Popescu, care este coordonatarea județeană a proiectului să prezinte. Cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc. Bună ziua, stimate domnule primar, stimați consilieri locali, mă bucur că astăzi sunt în fața dumneavoastră și voi susține acest proiect împreună pentru fete. În România, menstruația și absorbantele fac încă parte din subiectele tabu. Ele sunt necesare în viața unei fete, iar accesul acestora ar trebui să fie gratuit, pentru că nu este o dorință personală, ci o necesitate feminină. Practica de a avea absorbante gratuite a apărut deja în câteva țări din Europa. Proiectul a fost făcut în urma unor consultări cu ONG-uri de profil. În țară, proiectul se desfășoară în județe precum Constanța, Sibiu, București, iar în Onești, în momentul de față, proiectul pilot se desfășoară la Colegiul Tehnic Gheorghe Asahi și la școala numărul 2 George Călinescu. Ca mamă de fată, îmi doresc ca fiica mea să crească într-un mediu în care absorbantele să nu fie un subiect delicat. Sper că sunteți și dumneavoastră părinți de fete sau de băieți și vă doriți ca acest subiect delicat să nu fie o rușine sau o situație nenaturală. Până la urmă e o situație biologică și nu avem ce să facem. Prin urmare, vă rog să susțineți acest proiect, pentru că consider că ar trebui implementat pentru mai multe școli și licee, atât din oraș, chiar și din județ. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, a, și eu mă aliniez la... Da, vă rog, scuzați, domnul proiect. Pune curiozitate, acest proiect a fost pus pe ori de pe raza județului Bacău? Fiind coordonator județean, din câte a spus colegul meu, sau este primul? Este primul pus pe ordinea de zi, dar mai sunt implementate ca și programe pilot. Sau urmează să fie implementate ca și programe pilot și ne dorim ca începând de aici să fim un exemplu și pentru celelalte localități. Mulțumesc. Dar țin să menționez că în multe orașe, reședințe de județ, București, s-a implementat acest proiect. Nu am descoperit noi apacază, dar e bine că suntem inițiatori cu ajutorul domnului consilier și a domnului consilier județean. Mulțumesc frumos, mai sunt discuții. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale în cuprinsul anexei numărul 2 a hotărârii Consiliului Local numărul 317 pe 2022. Urmarea clarificărilor încărcate pe platforma electronică a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea semnării contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, pentru obiectivul de investiții modernizarea calului județului de 11, din de categoria 3, am și pe de trebuie să necesară învățarea evării materiale reprezentată la data de referință, reprezentată de data de referință a cursului euro, din data de 27.07.2021, locul 25.07.2022. Dacă prezentate, vă rog să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre a primului acesta. Mulțumesc, raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat, aviz, comisia numărul 1. Aviz,
Favorabil. Oficia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuție pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva? Proiectul a trecut. Vă mulțumesc, domnul secretar, proiectul 28. Proiectul de hotărâre privind atestarea constituit de interes situată în extradina în municipiul Iorești. Prima lucetare a efectului propunerii de preluare în proprietatea privată a municipiului Iorești este situată în extradina în localității identificat prin plan de amplasare și delimitare. Acest imobil a fost inventariat, delimitat și măsurat ca urmare a cererii depuse de o persoană juridică având ca scop acceptul ocupării terenului în suprafață de 1160 m pătrați cu data execuției investiției construire de pot nou de beton, din beton armat. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre pe care l-a prezentat. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizie, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu, supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Da? Ultimul punct, proiecte de interes local. Vă rog. Da, doamna consilier. Am o chestie unde pus în discuție. Prima este legată de notificările care au fost trimise, îmi pare rău că nu este nimeni de la direcția economică în sală. Au fost comunicate notificări persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice legate de plata taxei de salarizare. E o problemă mare pentru că această taxă nu a fost percepută până la momentul la care cita de conturi nu a venit în control în anul acesta, în luna, la începutul lunii martie. De la momentul la care cita de conturi a venit în control, s-au emis aceste notificări și s-a pus în vedere persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice să plătească cu titlul retroactiv și penalități de întârziere la taxa de salubrizare. Lucru pe care nu cred normal. Eu am înțeles că Curtea de Conturi a apreciat că în mod greșit Primăria Municipiului Ionești nu a perceput această taxă din 2019 până la acest moment. Dar eu nu pot la acest moment, dacă am făcut o greșeală, să cer oamenilor să plătească retroactiv și să mai pun și penalități de întârziere. Deci v-aș ruga frumos ca în discuțiile pe care urmează să le aveți cu Direcția Economico-Financiară, cu reprezentanții acestei direcții, să vedeți dacă se găsește o variantă pentru a evita notificările în acest sens. Atâta timp cât contribuabilii nu au cunoscut de faptul că această taxă trebuie achitată și în momentul în care au venit și au achitat celelalte taxe și impozite locale, nu le-a zis nimeni că ei trebuie să plătească taxă de salubrizare pe activitățile desfășurate. Nu mi se pare normal ca la acest moment, după atâția ani de zile, să le solicităm cu titlul retroactiv și să le mai solicităm și penalități de întârziere. Ne ajutați cum... Nu știu dacă cunoaște, dacă ai cunoștință de această chestiune. Eu am notificări primite de la multe persoane, traducători autorizați, experți din Onești, care au primit cu desfășoară activitatea acasă. Ca toate este situația. Sunt persoane care au sediu social pe activitățile pe care le desfășoară acasă. În 2019, în urma modificării regulamentului pentru perceperea taxei de salubrizare, s-a modificat noțiunea de a beneficia și am făcut un artificiu, mi-aduc eu aminte la acel moment, în așa fel încât cei care au sediu social acasă să nu plătească această taxă de salubrizare. La momentul de față, Curtea de Conturi a venit și a spus că nu e ok ce s-a întâmplat în 2019, că trebuia perceput această taxă de salubrizare. Iar acum ce face primăria? Bun, dacă dumneavoastră în 2019 ați dat o hotărâre de Consiliul Local greșită... Nu, nu e greșită hotărârea de Consiliul Local. Noi trebuie local. Să o îndreptăm? Dacă Curtea de Conturi a apreciat că hotărârea care... Dumneavoastră a spus că vă rog dumneavoastră... Lăsați-mă să termin, v-am ascultat. Lăsați-mă să termin. Da. Dumneavoastră a spus acum că în 2019 a dat o hotărâre pe care Curtea de Conturi acum apreciază că nu-i corectă. Da, primăria ar trebui să judece cu Curtea de Conturi, dar nu poate să emită pretenții către cetățeni în condițiile în care nu a solicitat plata acestei taxe. Bun, atunci trebuie să îndreptezi spre consilierii care au votat greșit la vremea respectivă. Nu s-a votat greșit, dar se înțelege. Bun, dacă...
Uitați-vă pe situație, consultați-vă cu Direcția Economico-Financiară. Eu știu că dumneavoastră dețineți adevărul absolut de fiecare dată, dar v-aș sfătui să vă consultați cu cei de la Direcția Economico-Financiară și să vedeți cum găsim o variantă la acest moment, în așa fel încât primăria să nu aibă de suportat pe viitor, pentru că, din punctul meu de vedere, toate persoanele care au primit astfel de notificări și care vor primi probabil și decizii de impunere, le vor contesta în instanță și eu cred că vor câștiga. Adică vom evita un număr mare de litigii, din punctul meu de vedere, și vom găsi și o colaborare civilizată și elegantă cu contribuabil. Adică nu e așa, mi se pare normal. Bun, nu este mai corect să dăm un judecată pe cei care au greșit în 2019? Deci stabiliți dumneavoastră cine a greșit în 2019. Păi dăm un judecată pe cine a greșit. Dacă dumneavoastră puteți să stabiliți, și cred că puteți să stabiliți, că știu că puteți să stabiliți, da? Dați-o dispoziție așa și spuneți că am stabilit că am greșit X sau Y. Știți foarte bine. Dumneavoastră a spus cu gura dumneavoastră că ați greșit în 2019. Cu asta ați început. Eu am vrut să aduc la cunoștință, să vă aduc la cunoștință o situație care nu face bine unității administrative teritoriale. Punctul dumneavoastră ca jurist, care ar fi? Eu nu știu, nu mi-aduc aminte să fie o astfel de hotărâre prin care să fie anulată, dar poți să vedeți. Nu e anulată. Nu anulată, să fie modificat regulamentul astfel încât persoanele care au serviciu, știu că dintotdeauna administratorii au plătit acea taxă pentru o persoană dacă a declarat sau n-a declarat. Dar din punctul meu de vedere, a venit că este o hotărâre a Consiliului Local care stă în picioare și care nu este atacat în contencios, ea este corectă. Nu cunosc și nu a fost n-am participat nicio discuție vis-a-vis de Curtea de Conturi. Acum aud pentru prima oară. Voi să mă consult și cu domnul director executiv al Direcției Economice să vedem care este și ce s-a făcut. Acum, dumnealui este responsabil în partea de recuperare a prejudicii, așa zisilor prejudicii. Chestiunea în discuție în jurul sfârșitului este faptul că, la momentul de față, din punctul meu de vedere, nu este legal ca primăria să solicite aceste sume în stilul retroactiv și să mai perceapă și solicite percepere de penalități de întârziere. Trebuie văzut că hotărârea de atunci. Mi-e greu să-mi dau punct de vedere acum, că nu mi-a aduc aminte din 2019 ce hotărâre. Dar din ce știu eu, nu. Nici eu nu cred că Curtea de Conturi să dea o măsură atât timp cât hotărârea este în picioare. Nu știu cum sună hotărârea de conținut. N-am văzut raportul Curții de Conturi. Deci Curtea de Conturi se află în control. Nu a încheiat niciun raport. Raportul va fi finalizat probabil la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Probabil au fost doar niște discuții, dar la momentul ăsta Curtea n-a stabilit nicio măsură. Nici nu poate stabilească până nu finalizează controlul. Și stabilește măsuri și decizia. Eu mai am o bănuială. Direcția economică a solicitat de la Registrul Comerțului toate persoanele nedeclarate, care ar trebui să plătească și n-au plătit. Posibil în urma acestei solicitări de la Camera de Comerț să fie identificat aceste persoane care nu s-au declarat. El ar fi trebuit să declare. Nu știu dacă e așa, dar știu că s-a solicitat o situație. Eu am stat de vorbă și care mi-au adus la cunoștință această chestiune. Au venit, au stat de vorbă, nu știu ce funcționar, unde s-au dus și am întrebat și s-a spus că în urma controlului Curții de Conturi s-a întâmplat acest lucru. Poate Curtea de Conturi a identificat că nu plăteau. Erau anumite persoane care ar fi trebuit să plătească și nu plăteau și nu se declaraseră. Da, mulțumesc. Urmează să... O să analizeze, clar. Este anormal să ne se spună... Îmi mai permiteți, acum am zis de vedere personal, Curtea de Conturi nu poate să intervină asupra hotărârii Consiliului Local. Oportunitatea stabilirii impozitelor și taxelor este strict a Consiliului Local. Nu intervine asupra HCL-ului, intervine în momentul în care constată că primăria nu a colectat niște sume și stabilește că trebuie colectat. Asta înseamnă că prin hotărârea respectivă era prevăzut că trebuia să se colecteze și nu s-au colectat. Și nu s-au declarat, poate, acele persoane și le-au identificat în urma acelei comunicări. Deci în zona asta m-a dus că a apreciat că există o culpă a UAT-ului care nu a colectat taxele și de la persoanele respective. Nu. E posibil că acele persoane să nu se fie declarat. Și acum, prin această acțiune prin care a solicitat toate persoanele care de la Camera de Comerț, să fi descoperit că nu s-au declarat. Și e normal să le recupereze dacă nu s-au declarat. Da, mulțumesc. În momentul în care au aflat. Cred că ar trebui să facem o distinție.
Cred că sunt și chiar pe domnul director economic să ne scoate. Noi vorbim așa la nesfârșit, aici să ne scoată din ceață. Dacă poate cel mai corect. Vreau să spun că, indiferent, cred că ar trebui să facem o distinție între persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate, care au avut activitate și care e normal să plătească, și cele care nu au avut activitate și nu ar trebui să le impunem. Perfect. Nu? Așa este. Nu, și notificări. Acolo unde există activitate, e normal să se plătească, asta e, deci sunt niște bani care se câștigă, dar acolo unde nu există activitate, deci la mie EU a fost dat pe zero, 2 ani de zile, cât a fost pandemia. Am primit notificare că trebuie să achit. Corect, în acea situație sunt și eu și nu am avut nicio activitate și trebuie să plătesc. E o aberație totală. De fapt situația, pentru că sunt... Da, asta înseamnă că trebuie corectată hotărârea Consiliului Local. Și cum știm foarte bine, potrivit codului fiscal, pe parcursul unui fiscal, nu poate fi, nu se poate, cu date de 1 ale 2024, când vom veni cu impozitele și taxele, corectați, așa că nu trebuie să fie citat. Eu am corespondență cu date la nivelul anului 2019, cu primăria municipiului Ionești, pe situații similare, în care reprezentanții Direcției Economico-Financiare mi-au spus foarte clar că nu beneficiez în sensul legii fiscale de servicii de salutizare și am fost scutit, adică societățile pe care le-am reprezentat au fost scutite de plata taxei de salutizare. Pe situații similare. Lucru care cred că ar trebui să se întâmple și acum, adică mi se pare totuși nedrept să ajungem în situația în care să plătească persoane care nu beneficiază în sensul legii fiscale. Repet, dumneavoastră sunteți cei care hotărâți cine și cum va plăti. Oricât am aruncat acum spre directorul economic sau spre alt coleg sau spre alt funcționar din primărie, există hotărâre de Consiliul Local. O amendați și o aprobați în majoritatea dumneavoastră, așa cum considerați că este corect. Nu, are legătură cu modul în care interpretăm verbul a beneficia. Da? Pentru că eu știu că vă aduceți aminte că am avut nenumărate discuții 2019-2020 pe chestiunea asta. Au fost mai multe. Au fost mai multe discuții și întotdeauna a existat o rezervă la a interpreta verbul a beneficia chiar în sensul codului fiscal. Adică ne-am dus într-o altă zonă în care am vrut să aducem un ban în plus la bugetul local în aceste case. Eu asta spun, că ar trebui să fim, cum să zic, corecți contribuabili și să nu încercăm să luăm pielea de pe ori. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, vă rog să puneți sumă de trac, am de așa să mai puteți. Mulțumesc. În două cuvinte schimbate, exact ce spuneam eu. Persoanele respective trebuiau să plătească, doar că nu au plătit. Domnul director, nici poveste din curtea de conturi. Nu are care plătea. Eu am spus ce am auzit de la persoane. Dar vă explică, domnul director, mai bine. Noi am pus în aplicare regulamentul aprobat de dumneavoastră în 2019. Aveți microfon, dar asta e lucru. Se înregistrează, se filmează, se vă văd cum ce trebuie. Frate, să dă statul. Nu cred că... deci am... Nu mai am piscară. Deci am pus în aplicare regulamentul aprobat de dumneavoastră în 2019. Am identificat acele persoane care, tot conform aceluiași regulament, trebuiau să se declare și nu au făcut-o. Informațiile le-am obținut de la Oficiul Registrului Comerțului. În speță e vorba de persoane care în totalitate au cod fiscal și practic sunt prevăzute în regulament ca fiind impozabile și cam asta e povestea. Plătitoare de taxă. Adică ați stabilit că beneficiază de servicii de salubrizare și că... Nu. M-ați întrebat altceva. Am pus în aplicare regulamentul pe care dumneavoastră l-ați aprobat. Povestea cu beneficiatul nu cred că are legătură cu asta. Adică e o altă discuție. Mai cu o întrebare, dacă tot ați venit, poate lămurim și regulamentul e aprobat în 2019. De ce venim după 4 ani de zile și facem notificări și decizii de impunere? Adică ne-a luat 4 ani de zile să aflăm? Sigur, dacă găsim împreună răspuns la următoare întrebare. De ce toți cei care au avut obligația de a se declara conform acelui regulament pe care îl menționăm, nu au făcut-o? Dacă puteți să... Nu se știe oamenii.
Păi și atunci de ce mai aprobăm niște documente, niște dispoziții pe care trebuie să le respectăm? Doamna consilier, sunteți avocat. Necunoașterea legii nu te absolvă de vină. Necunoașterea legii penale. Necunoașterea legii, în general, nu te absolvă de vină. Îmi permite, domnul președinte? Eu mă simt aici ca pe terenul de Calamasa de Vinto. Adică este o hotărâre 2019, perfect valabilă, care prevede să plătească toată lumea. Și acum, în 2023, venim și o contestăm? Deci, nu am mandat în 2020, nu am nici încredere muncă cu hotărârea respectivă. Cine a dat-o, să-și și asume. Vreau să vă întreb ceva, domnul director. Ați aplicat în tocmai hotărârea de Consiliul Local din 2019? Categoric. Ei, atunci avem o problemă cu hotărârea. Consecințele sunt generate de impunere. Atât timp cât dumneavoastră vorbiți de notificare, nu implică o impunere. Am și decizii de impunere. Probabil, nu. Sunt situații care pot fi reanalizate, ce să vă zic. Nu știu, ori fi excepții, erori, nu știu, se întâmplă în orice activitate. Da, sunt destul de multe. Adică aici, cred că... Dar dacă văzut ca persoanele fără activitate să nu plătească, nu mai eram în situația asta în care trebuie să chinuim oamenii. Ba da, trebuia să faceți lucrurile corect. Eu, după 4 ani, o hotărâre greșită. Vă rog, transformăm într-o discuție de piață până la urmă. Am să înțeles... Cei care nu pună un cui pe persoană nu juridică, fizică autorizată. Dar ei n-au desfășurat activitate deloc prin... extras de la ANAF sau, da? Au zero, n-au... Atunci de ce să plătească taxe de salubritate? Ce spune hotărârea de Consiliu? Trebuie să plătească sau nu trebuie să plătească? Domnul primar, ascultați-mă un pic, nu caut nici să... Ce spune hotărârea respectivă din 2019? Cine trebuie să plătească? Plătește cel care beneficiază efectiv de serviciu de salubritate, iar acești oameni nu beneficiază. Asta este ideea. Au avut închis activitatea? Deci, da. Eu nu am avut activitatea. Deci activitatea închisă este tot în același regulament definită și anume de ce sunt niște condiții. Le-ați studiat? Nu, nu le-am studiat. Vă rog să le precizați. Nu, nu, dar vă rog să menționați toate aspectele. Adică nu prezentați numai partea cu notificarea și cu eroarea. Spuneți că... Exact, despre asta e vorba. Nu, nu. Deci, haideți să definim exact ce înseamnă să nu aibă activitate. Scrie în regulament sau nu scrie? Scrie în regulament, sigur că da. Și anume, e vreo condiție, o cunoașteți? Dacă o să ne uităm pe regulament și o să... Nu, dar ați spus că o cunoașteți. Cunoașteți ideea. Asta era... Trebuie un document, dacă aș citi, trebuie un document. S-au prezentat... De la Registrul Comerțului trebuie să vină cineva și ori de la Registrul Comerțului, ori de la entitatea care asigură, care supraveghează desfășurarea activității. Dar ce înțelegeți prin să vină cineva? Adică persoana nu ce este instituția de rizoriu. Să vină la dumneavoastră, să vină la Direcția Economică-Financiară și să aducă un înscris care este emis fie de Registrul Comerțului. Nu sunt la lecții aici, trebuie să răspundeți dumneavoastră. Păi, dar nici eu nu sunt. Trebuie să vină cineva de la Registrul, cu o hârtie de la Registrul Comerțului. Ce hârtie? Haideți să vorbim concret. Dacă spunem o hârtie, deja nu vorbim concret. Director. Întrerupere, încetarea activității se numește. Încetarea activității. A venit o hârtie această emisă de o autoritate competentă care să ateste că persoana respectivă nu desfășoară activitate comercială. Are activitate încetată. Asta nu înseamnă că nu desfășoară. Nu desfășoară activitate, nu are nicio legătură. Firma poate suspendată, fi suspendată. Încetată. Perfect. Corect. Așa da. Da? Exact. Sunt mai multe acolo trecute.
Se vor pe fiecare dintre ele, oamenii fac, fac corespondență cu primăria și ar trebui să fie scutite până la urma urmei de plata taxei. Bineînțeles, deci nu sunt cazuri de genul ăsta, când au venit cu documente și nu ne-am ținut cont de ele. Bine, o să bine cred că nu exact e... la asta mă refer. Nimeni nu a făcut niciun abuz, deci nu, nu cred chestia asta. Dacă nu veniți cu niște dovezi... Deci eu vreau în telefon și pot să vi-l arăt. Eu cred că lucrurile astea se pot, se pot discuta și mâine sau după ședință la biroul domnului director cu hârtia și cu persoana. Mulțumesc. Până când o să elucideze, se poate vorba domnul secretar și mâine. Propun să insistăm în discuțiile pe baza acestui subiect. Chiar o bătaie de joc, vă spun sincer. Nu am intervenit de foarte multe ori în ședință. Dar asta e chiar o bătăie de joc. Dar vă zic personal. Personal am fost cu hârtie eliberată de ANAF. Eu nu sunt înregistrat la Registrul Comerților, la Comerțului. Hârtia a fost eliberată de ANAF. Pe 2020, zero venituri. Pe 2021, zero venituri. 2022, zero venituri. Și chiar și în acest caz a fost impus să plătesc taxe de salubritate, cu toate că eu am doar acel cui, dar nu am desfășurat o activitate. Aveți sediu în apartament? Am sediu în apartament. Ați zis voie să intervin, domnul președinte. Zero activitate nu înseamnă că nu, zero venit nu înseamnă că nu ați avut activitate. Să nu aveți activitate înseamnă să suspendați PF-ul sau IE-ul. Nu suspendați, pentru ce să-l suspendați? Doar atunci nu beneficiați de scutire. Dacă îl suspendați, zero venituri înseamnă că dumneavoastră nu ați avut venituri, dar ați funcționat și ați fi putut paga pe din. Nu am funcționat. Da? Nu am funcționat, dar nici nu am cerut suspendarea. Păi vedeți, dacă nu ai cerut suspendarea, nu primiți derogare. Ce înțeleg eu acum, fără să am hotărârea în față, dar eu sunt convins că așa este din... Ai n-ai minge, atragi la corul. Aici. Asta este cel mai bine... Regulamentul hotărârea Consiliului Local și Regulamentul prevede modul de expres de suspendare sau încetare a activității. Dacă se vine cu acest document, eu nu cred că colegii mei de la Direcția Economică n-ar fi făcut lucrul ăsta. Dacă, într-adevăr, e un document, dar nu este prevăzut în hotărârea Consiliului Local, care de asemenea face trimitere probabil la textul de lege. Ce înseamnă suspendare, ce înseamnă întreruperea activității. Cu document. O întrebare, domnul președinte, dacă permite. Câte mame, da. Acum putem căuta vinovați până mâine. Haideți să încercăm să căutăm o soluție, să nu punem oamenii la plată. Aici ai să o soluție. Putem amenda hotărârea respectivă. Dar stați că nu știți de ce vorbiți deocamdată. Hotărârea respectivă deci, face parte de impozitele și taxele pe anul impus. Pe potrivit codului fiscal, pe anul impus nu pot fi modificate impozitele și taxele. A, deci în diferent ce face, nu... O hotărâre pe care dumneavoastră, dacă vreți, vă asumați, ar fără semnătura de legalitate a primarului și mai departe ce va decide Curtea de Conturi, că din punctul meu de vedere, de-abia în momentul acela intervine Curtea de Conturi, că pe parcursul anului fiscal intervin micșorări sau măriri de taxe. Cred că o modificare la acest regulament am făcut-o noi la un moment dat, nu am uitat că e un franchețe, o spun și lumea, mi-am aminte orice alt document care atestă că nu s-a desfășurat. Trebuie văzut. Deci trebuie să discutăm pe textul de hotărâre. S-a putut o variantă la momentul respectiv, tocmai ca să ieșim din această situație. Că s-ar putea din 2019, din 2019 s-ar putea regulamentul să fie modificat și în 2020, 2021, 2022, dar haideți să discutăm cu textul de cu regulamentul și cu textul de lege și eu sunt convins că se vor găsi soluții până la urmă. Dacă chiar este un abuz, se consideră că este un abuz. Da. Domnul Andronache, da, așa doar ca să lămurim așa situația, o coleg, aș vrea foarte mult și eu să văd acea hotărâre, mă simt oarecum vizat de acele notificări, dar probabil că bună dreptate, o să-mi fac noi acurpa aici. Am o achiesare parțială la ceea ce a spus colega mea, consilier, vis-a-vis de plata, mai mult a penalităților decât a plății retroactive. Aici am eu oarecum problema. După care urmează cumva să mă lămuresc, probabil după ce o să văd dispozițiile legale, inclusiv hotărârea de care fac vorbire, dar întrebarea mea pentru a lămuri complet discuțiile și a pune punct acestui lucru, să măcar să știm ce avem de făcut, este următoarea.
zero venituri înseamnă zero activitate, este o întrebare doar, nu... Nu înseamnă zero activitate. Nu, dar nu întreb. Deci, adică este suficientă, nu înseamnă zero activitate. Pentru o activitate independentă, înseamnă zero activitate. Dacă? Ce documente sunt necesare pentru a trece mai departe? E posibil să aveți dreptate, e posibil să nu. Este foarte greu. Acum știți cum discutăm. Discutăm vorbe. Până nu discutăm pe textul de hotărâre de Consiliu și textul legal, asta este. Dacă într-adevăr hotărârea la momentul respectiv prevedea că au de plată, e normal că acele taxe să fie urmate de penalități. Pentru că asta nu facem noi de la noi puterea. Asta ne obligă codul fiscal. Da, mulțumesc. Mai aveam și alt punct, a spus că aveți două probleme. Mai e o chestiune, dacă cred că o să iau legătura cu direcția, cu domeniul public și privat. E o situație din cimitirul, există anumite persoane care se plâng de anumite chestiuni acolo. Unul o să-i le comunic domnului primar ca să aibă grijă, da. Unul o să comunic direct la domeniul public și privat. Mai bine așa, mulțumesc. Mai are cineva o problemă? Dacă nu... Declară închise lucrările ședinței de astăzi. Cu de ca să nu facem mult, dar nu terminăm într-o oră, dar...